fac o paranteză, vreau să-i transmit și croatului ăsta care ne-a înfundat în seara asta. Ce rușine, mă, porcule, ordinar. Asta înseamnă că dacă nemții ăia ai tăi vin toți cârnații ăia mizerabili, vin în fiecare vară la tine pe litoralul croat să-ți bea ție poșiri ca aia de bere, să stea ție pe pietrele alea acolo, că nici măcar plajă n-aveți, să se uite în zarea aia, să miroasa mediterană, toți îmbuibații ăia care nu văd soarele niciodată pe an, îți vin ție, nenorocitul dracului, la tine acasă, tu de asta vii să ne furi, mă? Porcul dracului, firea al dracului, că altfel rămâneați acasă, cârnaților. Rămâneați acasă și aveați noi o seară fericită, că mi-ai stricat toată seara, nenorocitul dracului. A trebuit să mă furi de minutul 30 și până acum nu m-am mai furat. Da? Ai așteptat să intru în emisiune, să mi se ducă jumătatea emisiune și să-mi dai peste gură. Bă, nenorocitul dracului, dacă vreodată am ocazia să-ți fac rău cu ceva, sigur, vorba ălui-lalt, o să-ți fac, mă. Da? Fie al dracului să fii, dacă ar putea ăștia să spună capac acum la sfârșit cu ceva acolo, să-ți dea, domnule, cu ceva în cap. Să poate, bă, așa ceva. Să poate, bă, tă, vii tu să-mi faci mizeria asta, nenorocitul dracului. Asta trebuia tu să-i duci pe cârnații aia să câștige ei, mă. Să câștige cârnatul neapărat, că așa trebuie să se întâmple, bă. Să ia neamțul, să fie el mare și dolofan. Câți cârnați puteți mânca, bă, într-o seară, bețivanilor? Cât puteți să mâncați, bă? Dați-i și lui ăsta, bă, să mănânce, bă, porcilor. Dați-i să mănânce până nu mai poate, bă. Luați-i sute de kilograme de cârnați. Cârnatule! Da? Asta e.